Este adevărat, al doilea televizor a ajuns în casa Nicoletei Ganea din Câmpina în urma extragerii de luni 9 martie efectuată de această dată de o simpatică domnișoară de 6 ani și 8 luni, Denis Constantina Tisponaru. Fericita câștigătoare a fost vizitată de echipa Valea Prahovei TV în această dimineață. Reacția ei a fost pe măsură. Echipa Valea Prahovei TV a fost invitată în casă de Nicoleta Ganea. În momentul în care televizorul a fost scos din cutie, fericita câștigătoare și-a dat seama că promoția noastră este mai mult decât reală și primul lucru pe care a vrut să-l facă a fost să vorbească cu cea care a extras talonul cu numele ei. Bună ziua, doamnă, și la mulți ani pentru ziua de 8 martie. V-am dat telefon să vă mulțumesc, în primul rând fetiței, că am înțeles că fetița m-a extras, și dumneavoastră, și vă mulțumesc din suflet. Deci fetița este norocul meu. Mulțumită că s-a gândit să completeze cuponul. Asta se poate spune despre Nicoleta Ganea, care se pare nu se mulțumește cu un singur televizor câștigat la această tombolă. Are de gând să continue. V-ați aștepta să câștigați? Nu, nu. Am depus talonul și am zis fie ce-o fi. Încă era o domnișoară și a zis, haideți, spuneți, doamnă, zic, știți, am și plase mult, haideți, rupeți așa cum puteți și puneți că poate o să aveți noroc. Și cred că și tânsa mi-a purtat noroc. Știați de tombola noastră? Nu, 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 n-am știut. Urmăriți programul Valea Prahovei TV? Nu prea, de ce să... Dar de acum încolo o să urmăresc. Și o să cumpăr ziarul în fiecare săptămână și o să depun talon. Dacă mai este tombola, mai este? Este până pe 5 decembrie, când va fi o extragere mare unde se vor câștiga alte premii. Da. Cu siguranță o să-l cumpăr în fiecare săptămână și o să depun talon. V-am spus, este cadoul meu de 8 martie. Vă mulțumim mult de tot. Noi vă mulțumim și mulțumesc încă o dată. Norocul vă poate surâde și dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să cumpărați, să completați și să depuneți cât mai multe taloane, pentru că nu ți-aduce ziua de luni, ci ți-aduce ziarul infomontan de Valea Prahovei.